Prea puternice, Maximiliane, am bucuria să-ți prezint pe cel mai strălucit doctor din Nicomedia și pe cel mai de seamă profesor al lor, Eufrosinos. Iubitule Starghie, îți mulțumesc pentru cunoștința făcută, de care mă bucur cu atât mai mult cu cât în trecut m-a entuziasmat mult tânărul doctor, fiul tău, Panteleimon. Sper că vreodată o să-l iau printre doctorii mei personali. Tu ce spui, Panteleimon? Îți mulțumesc pentru marea onoare. Cum merge cu învățătura ta, copilul meu? Colaborezi cu profesorul Eufrosinos într-o mare cercetare medicală. Împăratul Maximianos mi-a zis că într-o zi voi fi între doctorii lui personali. Vreau să fiu un doctor bun. Un doctor bun ai să fii, copilul meu, dacă îți vei iubi pacienții și dacă va fi nevoie te vei sacrifica pentru ei. Așa, doctor, vreau să fiu și eu, mamă. Sfatul tău îmi va fi mereu în minte. Nu ai să reușești însă dacă nu ești inspirat de la cel care primul l-a iubit pe om. Știi la cine mă refer? Știu. Te referi, bineînțeles, la Hristos. Da, fiule, să nu te amăgească vreo misiunile împărătești, să schimbi iubirea și prietenia împăratului roman cu iubirea împăratului îngerilor, dacă va fi nevoie. Ce cuvinte frumoase! Îți admir credința în Hristos, mamă! Medicina, copilul meu, nu este meserie, este misiune, misiune de iubire, de iubire către aproapele tău. Dacă îl iubești pe om, atunci vei urâ banii și bogăția. Ai dreptate, mamă! Sănătatea mea nu este bună. Inima mea s-a slăbit. Dacă mor, să-ți amintești sfaturile mele, fiule. Vă salut! De unde vii? Am adus ofrandă zeilor mei. Dragul meu, Starghie, Dumnezeu este unul. Idol i-am făurit noi, nici nu vorbesc, nici nu aud. Starghie, dragul meu, Starghie, caută-l, caută-l să găsești pe singurul, pe Dumnezeul cel adevărat. Ai grijă, draga mea, o să pățim un necaz mare. Este aici Maximilianos și nu va pleca până când nu va omorâ pe ultimul creștin. Sper și mă rog să mă jertfesc pentru Dumnezeu.
Ce s-a întâmplat? Ne-au trădat, trebuie să plecăm repede. Repede, frații mei, duceți-vă, duceți-vă repede. Cred că în curând am să vă las. Nu te teme, Dumnezeu e mare. Nu mă tem. Aș vrea să mă jertfesc, dar am un fiu minunat pe care aș fi vrut să-l văd așezat mai întâi, înainte să plec în călătoria cea mare. Deschideți! Deschideți repede, o să spargem ușa. Ce se întâmplă, mamă? Vine, Mecala. Nu mă simt bine. Se cardiam. Inima mea. Domnișo. Cred că am să vă las, Panteleimon, fiul meu. Curaj, Mitera. Curaj, mamă, curaj. De unde ai venit așa grăbită? Din peșteră. Au intrat soldați romani, anticriștii. Dar ce au împotriva creștinilor? A spus Domnul, veți fi urât și ocărâți de toți pentru numele meu. I-ați adunat pe toți? Din păcate nu. Acesta de aici ne-a împiedicat să-i prindem. Este paznicul creștinilor. Stătea în spatele ușilor în peșteră și ne-am împiedicat să intrăm, dându-le ocazia creștinilor să fugă. I-a ajutat pe creștini să fugă? Da! Acesta i-a ajutat pe dușmanii zeilor noștri? Cum te cheamă? Sunt creștin. Te-a întrebat cum te cheamă? Sunt creștin. De unde ești? Sunt creștin. Care este meseria ta? Sunt creștin. Luați-l și biciuiți-l. Biciuiți-l până va muri de dureri. Copilul meu. Fiule, copilul meu, mor. Ascultă. Lumea asta trecătoare este în mâna unor oameni răi. Nu vreau să fii prieten cu ei. Copilul meu, să devii creștin. O, Hristos! Hristos îți va inspira dragoste. Copilul meu, fiule, să trăiești ca un doctor bun și cinstit. E calor, e dros. Bine, mamă, liniștește-te acum. Nu trebuie să te tulburi.
Doctorii trebuie să-și facă datoria. Lumea și bogățiile nu trebuie să influențeze. Amintiți-vă de Asclepios, Zalinos, Socrate. Să urmați sfaturile și învățăturile lor. Doctorul înseamnă un om bun. Omul acesta este creștin. Dumnezeu al zeilor noștri. Împăratul a dat ordin să nu-l ajute nimeni, să moară din cauza rănilor. Ați auzit? Cine va ajuta pe dușmanul împăratului Maximilianos? Eu nu, nici eu. Eu nu ajut pe creștini. O să-l ajut eu. Nu pot lăsa un om să moară. Nu e posibil. E inadmisibil. Ce lucruri sunt acestea, Panteleimon? Fraților, trebuie să mă ajutați. Gândește-te mai bine, Panteleimon. Nu mai am ce să gândesc, domnule profesor. Hotărârea mea este luată. Poți să mergi cu ajutorul lui Dumnezeu. Ce ți se va întâmpla pentru început este că să uiți marea onoare pe care ți-a făcut-o împăratul Maximilianos să te ia printre doctorii lui personali. Credeți în Hristos, El este singurul Dumnezeu adevărat. El ne învață adevărul, iubirea. El ne va dărui viață veșnică, fericirea veșnică. Credeți, zeii romanilor sunt falși, ei nu ne spun nimic. Sănătate și bucurie, tinere, ce faci? Bine, mulțumesc, dar dumneavoastră. Bine și eu, mulțumesc. Să văd cum treci în fiecare zi pe aici și mă bucur. Cum te numești? Mă cheamă Panteleimon și studiez medicina, știința lui Hipocrate și Asclepios. Frumoasă e medicina. Și tatăl meu spune la fel. Astăzi am mers la împărat care mi-a promis că într-o zi voi deveni unul dintre doctorii lui personal. Iartă-mă, dacă îmi permiți, ce credință urmezi? Mama a fost creștină, dar tatăl meu mă forțează să mă închin la zeii cei vechi. Este singurul mod ca să intru în palat. Crede-mă, dragul meu. Știința pe care au dezvoltat-o Asclepios Galinos și alți mari înțelepți pe care i-ai numit, foarte puțin poate să ajute pe cei care o învață. Zeii împăratului roman nu sunt adevărați. În ei cred numai ipocriții și îngânfașii. Singurul Dumnezeu adevărat și cu dovezi, băiatul meu, este acela în care credea mama ta, Iisus Hristos, cel care a venit pe pământ, a murit și a înviat și ne-a învățat iubirea pe pământ. Mă bucur că aud acestea. Și eu înclin spre creștinism. Este singura religie adevărată, doviditoare. Uite și eu, copilul meu, sunt slujitor al Domnului. Mă bucur că aud aceasta. Crede-mă, dragul meu, dacă un doctor crede în Dumnezeu cu toată inima și dacă Domnul ar vrea, ar putea să-i dea harul vindecării. Ce este aceasta? Cel care va avea acest har va putea să vindece toate bolile fără medicamente, așa cum a făcut și Domnul. Dacă ai citit în Evanghelie, Hristos a dăruit lumina orbilor, i-a curățat pe reproși, i-a eliberat pe cei posedați și i-a înviat pe cei morți. Poate Hristos să dea un asemenea har oamenilor? Bineînțeles, fiul meu, dacă ți-ar da chiar ție acest har, ai putea să faci la fel și încă mai multe minuni, așa cum a spus chiar el. Cel ce va crede în mine, faptele mele va face și mai mari decât acestea. Să crezi în Hristos, așa cum credea mama ta, să speri și să te bucuri. Vă mulțumesc, părinte bătrân. Am să mai trec pe aici, fiindcă avem încă multe de discutat. Da, băiete, să mai treci. Doamne, Iisuse Hristoase, ajută-mă să cred în Tine și să Te iubesc la fel ca mama mea.
Ei, dragii mei, adevărat vă spun, tânărul acesta arată a fi unul din aleșii Domnului. Fenomen este acesta. Ce imagine înfricoșătoare. Dacă aș fi fost sfânt și aș fi avut harul vindecător, așa cum spunea părintele Ermolaus, aș fi putut să salvez băiețelul acesta. Iisuse Hristoase, ajută-mă să învie acest copil și să moară șarpele. Voi fi seme. Ajută-mă și am să cred în tine, ca și mama mea și ca și părintele Molaos, până la moarte. Doamne, iartă-mă că își cer mărturii. Doamne Iisuse Hristoase, lumina cea adevărată, nu trece peste rugăciunile robului tău. Te rog și te implor, îngăduie să te cunoască și să te iubească tânărul acesta bun. Chiar dacă pentru aceasta va trebui să învii morții pentru el. De lepeze Satana, de toate lucrurile lui și de toate slugile lui și de toate vrăjile lui. Mă lepăd, te unești cu Hristos, mă unesc și cred lui și cred lui, ca unui împărat și Dumnezeu. Harul Duhului Sfânt umple inima mea. Din ora în care m-am botezat, o bucurie și o credință mi umple inima. Credință care mă convinge că oricărui bolnav i-aș spune în numele Domnului să se facă bine, se va vindeca. Cum se explică aceasta? Apostolul Pavel a prezis în psalmi. Întâi va coborî pe pământ și va urca în ceruri și va întruni toate puterile. Și va lăsa harul oamenilor după dorința Domnului. Așa cum a dorit apostolilor? Da, unora să propovăduiască, altora să fie proroci, iar altora să vindece. Să fie cu toții slujitorii bisericii noastre. Harurile acestea nu vor lipsi bisericii noastre până la sfârșitul veacului. Poate va trebui să-mi arătați, cinstite părinte, o modalitate de a-mi practica meseria. Da, copilul meu, smerenie absolută să chivernițească cugetul tău, să nu te mândrești niciodată pentru harul pe care l-ai primit, ca și când nu l-ai avea, fiindcă nu e harul tău, e al Domnului. Răspundește-l cu prisosință la oameni, fiindcă Domnul știe că prin aceasta mulți oameni vor crede și se vor salva. Totuși, fericiți sunt cei ce au crezut fără să vadă, așa cum spunea și Domnul. Adevărat, dar dacă oamenii nu vor să folosească rațiunea ca să-L descopere pe Dumnezeu, măcar să-L găsească prin această minune a vindecării. Ce păcat că nu ne emoționează Hristos și avem nevoie de minuni și semne ca să-L urmăm. Minunile, într-adevăr, pot să ajute, dar nu atât cât dacă ne-ar învrednici Hristos să suferim atât cât a suferit El. Iubirea până la sacrificiu poate să înmoaie și inimile cele mai indiferente.
Chiar asta de galma, dar e. Tată, aceste statui sunt zei? Neferile. Da, copilul meu. Zei. Sunt zei. Și cum se întâmplă de stau nemișcate tot timpul? Exerutilez. Nu știu, fiule, ce spui, dar cred că tu știi mai bine. De vreme ce ești mai educat. Să lăsăm acum discuția aceasta. Sunt sigur că foarte curând vei descoperi cine este adevăratul Dumnezeu și cine nu. Să iei medicamentul prescris așa cum ți-am spus. Hai să mai iei peste o lună. Cât trebuie să-ți dau, doctore? Acum o să-mi dai numai un ban de aur. Nu ești nici primul și nici ultimul doctor pe care l-am vizitat fără niciun rezultat. Nu am să mă opresc să merg însă la doctor până ce nu-mi voi recupera vederea. Foarte bine! Ce valoare are aurul față de vedere? Da, bineînțeles, sunt de acord cu dumneavoastră, doctore. Dragul meu, ce vrei să-mi spui? Am cheltuit toată averea mea. Am fost la nenumerați doctori ca să-mi recapăt lumina ochilor. Dar nimic, doctore. Sunt foarte nefericit. Nu, nu dezamăgire. Numai eu știu, doctore. Nu există lucru mai de preț pe lume ca vederea ochilor. Puteți să mă ajutați? Faceți ceva în sfârșit. Am cheltuit toată averea mea ca să-mi recapăt vederea și nimic. Am pierdut și puținul ce-l aveam. Ai pierdut toată averea, fără niciun rezultat. De te voi vindeca cu harul lui Dumnezeu. Ce-mi vei da? Dacă ți-aș cere, bineînțeles. Tot ce mi-a mai rămas. Tot ce mi-a mai rămas, ți-aș da. Faceți ceva. Să văd lumina, soarele mai strălucitor. Când o să văd lumina soarelui? Bine, bine, o să te vindec cu harul lui Dumnezeu. Despre banii tăi, împarte-i săracilor. Nu, nu l-am măgit. Nu-ți depăși puterile tale. Ce să reușești tu mai mult decât ceilalți doctori? Nu ai să reușești, ai să ratezi. Din păcate, generația noastră este neîncrezătoare. Dacă nu ne face Dumnezeu minuni și semne, nu putem să acceptăm existența Lui. Ce sunt toate acestea ce spui, fiule? Nu te înțeleg. Dintre toți acești doctori renumiți, niciunul nu l-a putut vindeca. Fiindcă între ei și învățătorul meu este o mare diferență. Da, dar s-a dus și la profesorul tău, Frosinos. În numele lui Iisus Hristos, Dumnezeului cel adevărat, deschideți ochii. Văd. Da, te văd pe tine. Și pe tine.
Vă văd pe toți, pe toți. Salvatorul meu, doctorul meu, îți mulțumesc. Ia banii mei, toată averea în partea săracilor. Ridică-te. Doar o slujitor al lui Hristos ca și tine. Să crezi în Iisus Hristos. Să crezi ca să te mântuiești. Duceți-vă la părintele Ermolaos ca să vă boteze și să vă învețe. Îți mulțumesc că l-ai salvat pe tatăl meu. Nu este el bogatul celor? Cum te vede acum? Ce s-a făcut? Cum de se explică? Cum de se întâmplă aceste lucruri de neexplicat? Hei, si! Si! Hei, tu! Cu tine vorbesc! Tu n-ai fost mai înainte orb? Cine te-a vindecat? Cum de vezi? Pandeleimon m-a făcut bine. Și chiar fără medicamente. A făcut semnul crucii, spunând în numele lui Iisus Hristos, deschideți ochii. Și asta a fost tot. El? Dar el nu este colegul nostru care a fost învățat tot de profesorul Eufrosinos. De care profesor îmi vorbești? Nu ai auzit ce ți-am spus? A făcut semnul crucii, spunând în numele lui Iisus Hristos, deschideți ochii. Și asta a fost tot. Și încă ceva. Nu mi-a luat bani. Ia, pleacă de aici. Dispar. Mincinosule și furcatule. Pleacă. Nu spun minciuni. V-am încercat pe toți. Nu sunteți iubitori de oameni. Și asta nu o spun doar eu, cel bogat, ci și ceilalți, cei săraci. Adică ce vrei, să vă vindecăm pe gratis? Nu, dar cu măsură, precum alții. Credeți că Hristos este Dumnezeul cel adevărat? Altfel, cum ar face Pandeleimon astfel de minuni? Știu că am ajuns la capătul vieții mele.
Κύριε, ημών Ιησού. Doamne Ιησούσε Χριστόσε. Συγχώρεσέ. Ιάρτα-μα. Mi-am risipit toată viața, fără niciun scop. Apostola! Însă acum îți strică tâlharul. Nisitimu, Kyrie! Pomenește-mă, Doamne, când vei ajunge în împărăția ta. Cinstite, părinte, după moartea tatălui meu, am vândut toate bogățiile lui. Banii trebuie să-i împărțim săracilor, să eliberăm pe cei închiși, să ajutăm bolnavii și orfanii. Da, fiule, așa vom face, cum spune și porunca. Sărac și gol am fost și m-ați îmbrăcat. În închisoare am fost și m-ați eliberat. Ce este, omule bun? Nu poți merge? Dacă mă vindeci, îți voi da tot ce am. Nu eu, ci Hristos, care mă va folosi pe mine, păcătosul, ca instrument. El te va vindeca. El care s-a răstignit ca să ne mântuim noi, cei răi. Va trebui ca în ziua judecății să ne răstignim noi pentru El. Credeți în El, frații mei, ca să vă mântuiți. În numele lui Iisus Hristos, al Domnului cel adevărat, ridică-te și mergi. Gata, ne-am distrus. Am pierdut slujba noastră, am pierdut pâinea noastră.
Dar nu putem sta cu mâinile încrucișate. Trebuie să facem ceva. Trebuie să-l oprim de îndată. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. De acord? Da, de acord, de acord. Ce vi s-a întâmplat, doamna mea? Ce poți să-mi faci tu, copile? Am o durere în piept. Eu nu pot să fac nimic. Dar Hristos, cel care a spus, crezând în mine, veți face lucrurile pe care eu le fac. El mă va folosi pe mine, păcătosul, ca să vă vindece. Du-te în pace. Ești vindecată. Dumneavoastră, ce aveți, doamnă? Ce ați spus? Leo, από τι πάσχετε. De ce poate suferi? Sunt surdă, domnul meu. Nu am nimic. În numele lui Iisus Hristos, Domnului adevărat, ia-ți înapoi auzul. Vă aud. Mulțumesc mult. Fiule, te rog, nu-mi lua bani mulți, sunt văduvă cu mulți copii. Dă-i puțin bani și să meargă în binecuvântarea Domnului. Ce altceva pot să fac? Crede și slăvește pe adevăratul Dumnezeu care te-a vindecat. Dumneavoastră credeți, domnul meu, că Hristos vă poate vindeca? Da, cred. Mulțumesc, fiule. Mulțumesc, fiule. Stai urarea mea, fiule, mai vindecat. Îți mulțumesc, copilul meu.
Καλώς ήλθατε, γιατρή. Bine ați venit, doctorilor. Καλώς ορίσατε. Bine ați venit, colegii mei. Χαίρομαι. Mă bucur foarte mult că ați venit să împărτășim împreună această bucurie. E casă de doctor aici sau casă de nebuni? Nebuni sunteți voi. Pandeleimon, ai mers prea departe. Strânge aici șchiopi, orbi, surzi, muți, nebuni și lași pe toți ceilalți doctori fără lucru. Ce vrei să fac? Omul acesta ar fi murit de dureri. Să-l fi lăsat să moară? Ce vrei, să moară doctorii de foame? Nu cred că moare cineva de foame. Există multă pâine în țara noastră. Și de altfel eu îi vindec pe bolnavii gravi, pe care voi nu-i puteți vindeca. Dar aceștia sunt cei mai buni clienții noștri. Aceștia vin și pleacă mereu. Ceea ce spui tu nu se potrivește cu comportamentul unui doctor. Și cum o să trăim cu familiile noastre? Cred că sunteți destul de bogați. Nu cred că e nevoie de mulți bani ca să trăiești o viață simplă. Cine ți-a spus că vrem să trăim o viață simplă? Tu să renunți să monopolizezi bolnavii. Cred că n-am reușit să ne înțelegem. Ascultă, Pandeleimon, am studiat ca să trăim mai bine. Ceea ce spui nu-ți face cinste deloc. Pandeleimon, vină-ți în fire, astfel... Liniștiți-vă, prieteni. Dar cum să ne liniștim? Ne-a lăsat fără clienți, fără bani. Nu mai putem suferi. Tu ține-ți gura. Să revenim la subiect. Ia stați, nu voi să cunoscut această fizionomie? Da, da, ia amintește-ți, acesta este dușmanul lui Maximian nostru. Pe acesta nu l-a îngrijit Pandeleimon, în ciuda ordinelor împăratului. Da, acesta este creștin, creștin ca nume, creștin ca meserie, dar și doctorul este creștin. Vorbește, Pandeleimon, nu te codi să ne spui, ești creștin? Da sau nu? Nu fi mincinos, noi știm că creștinii nu mint niciodată. Vorbește deci și răspunde, ești creștin, da sau nu? Asta nu vă privește. Dar nu aș fi negat nicio clipă ceea ce îmi face cinste. Da, sunt creștin. Și este cinstea mea. Și vă chem și pe voi să deveniți creștini. Îți mulțumim mult, Pandeleimon. Sper că nu-ți vei schimba crezul. De altfel, un om creștin nu schimbă niciodată spusele. O să ne întâlnim din nou, în alte împrejurări. La revedere, creștine, dușman al împăratului. Îmi pare foarte rău, colegii mei. Mâine îți va părea rău și de sufletul tău, creștine, Pandeleimon. Ați cerut audiență, nu cumva aveți să-mi amintiți, să-mi aduceți la cunoștință o nouă trădare? Trădare? Vă ascult deci. Știu cât de mult îl apreciați pe doctorul Pandeleimon, fiul lui Eftarghie. Nu vrem să vă întristăm, dar trebuie să fim sinceri cu dumneavoastră, dacă bineînțeles ne permiteți. Numai să fiți rapist, pentru că trebuie să plec la Roma. Împărate Maximiliane, vă amintiți de un sălbatic creștin care, după cum se știe în toată Nicomedia, a răspuns cu curaj la toate întrebările dumneavoastră. Sunt creștin, sunt creștin. Și dumneavoastră ați ordonat ca niciun doctor să nu-l îngrijească. Că să nu îngrijească rănile și să moară în dureri înfricoșătoare, ca să regrete credința lui Hristos. Te referi la dușmanul zeilor noștri care i-a împiedicat pe soldați să intre în peșteră? Exact. Vă ascult deci. Noi toți am refuzat să-l îngrijim, dar Pandeleimon l-a îngrijit o dată, de două ori și chiar de 10 ori. Și până la urmă l-a vindecat. Dar cel mai important lucru pe care trebuie să-l aflați este că Pandeleimon este creștin și îi face și pe alții creștini. Dar sunt în pericol zeii noștri, sunt în pericol zeii împărăției romane. Este posibil așa ceva, ipocriților? Este imposibil, nu cred. Există mărturii. Doctorii ne-au trădat împăratului, spunând că suntem creștini. Ce altceva să spun? Îi iert.
Pentru un creștin și viața este un câștig. Dar câștig mai mare este suferința. Așteptăm cu bucurie să murim pentru Mântuitorul nostru. Bucură-te, bucură-te, Pandeleimon, fiindcă mai mult sângele nostru decât minunile noastre o să emoționeze inimile aspre ale generației noastre. Deci, cum te-a vindecat, Pandeleimon? În numele lui Iisus Hristos m-a închinat așa și pe loc ochii mei s-au deschis. Da, vă adevărez. Vă dau cuvântul meu. Fără medicamente sau alt tratament, așa cum Hristos l-a vindecat pe orbul din Evanghelie. Tu ce crezi? Că te-a vindecat Hristos al tău sau zeii noștri? Ai grijă cum răspunzi, fiindcă e viața ta în pericol. Doctorii aceștia mi-au luat o grămadă de bani. Nici medicamentele lor și nici Asclepios al lor nu au putut face nimic. Din potrivă, mi-au luat și puțina lumină ce aveam. Hristos m-a vindecat. Ești lipsit de minte. Este cert că zeii noștri te-au vindecat. Nu știi ce spui, ești nebun. Eu sunt lipsit de minte. Mai degrabă invers se întâmplă, împăratul meu. Zeii voștri fără suflet, care sunt făcuți din aur, din argint, din piatră, cum ar fi putut să mă vindece? Nu vedeți adevărul care este mai strălucitor decât soarele? Da. Doctorilor, chiar dacă sunteți ipocriți, aveți dreptate. Capitane, luați-l și tăiați capul imediat. Și spuneți-i tânărului doctor să vină imediat aici. Împăratul Maximilianus te cheamă. Sunt gata. Bună ziua, creștine, Pandeleimon! Îți urăm succes! Succes! Pandeleimon, știi cât te prețuiesc! De aceea l-am rugat pe profesorul tău să te ajute să devii un doctor mare! Vă mulțumesc. Câțiva oameni însă, Pandeleimon, te urăsc. Da, te urăsc de moarte. Și aceasta o știu. Am auzit însă că îi disprețuiești pe Asclepios și pe ceilalți zei și crezi în Hristos. Aceasta este foarte greu de crezut, Pandeleimon. Este o învinuire foarte grea. Un om de știință, dacă am făcut atâtea și atâtea cercetări despre medicină, n-ar fi trebuit să descoper unde se află Dumnezeul cel adevărat, într-o lume atât de îndoielnică. Spui că ai făcut cercetări, Pandeleimon. Și ce ai găsit în cercetările tale? Că Dumnezeul meu a creat după asemănarea lui cerul și pământul și pe oameni. L-a trimis pe fiul lui și pe profeții lui. A făcut minuni. A înviat morți. A vindecat paralizați și orbi. A făcut minuni și încă face. În timp ce zeii voștri nu au făcut și nici nu o să facă vreodată minuni.
Όμως ο εσταυρωμένος σου... Dar înviitorul tău a făcut și face. Aș vrea să văd vreun semn de-a lui Hristos. Vreți deci să ne întoarcem în zilele profetului Ilie? Nu înțeleg ce spui, Pantaleimon. Vreau să văd ce poate să facă Hristos. Bine, deci. Să aducem pe cineva care suferă de o boală nevindecabilă și puneți-l pe preotul zeilor voștri, pe vrăjitor, să se roage cât timp vrea. După aceea mă voi ruga eu la Hristos. Și cine îl va vindeca pe acesta, îl vom numi Dumnezeul cel adevărat. Foarte interesant. Foarte interesant. Capitane, ai auzit ce ne-a spus tânărul nostru doctor? Să încep chiar acum. Frații mei, bine ați venit și iarăși vă spun bine ați venit, fiindcă se apropie ceasul când Pantaleimon și noi trei vom urma Golgota lui Hristos. Cu sacrificiul nostru se vor deschide inimile și ochii oamenilor și așa vor putea să deosebească ce este adevărat și ce nu. Cum de știa asta, cinstite părinte? Viziune. Așa cum un împărat dezvăluie prietenilor săi planurile sale, așa și Hristos mi-a arătat această onoare. Fiindcă nicio cinste nu este mai mare decât cea a suferinței. Ridică-te în picioare. Zeii spun să te ridici. Ridică-te, ticălosule. Ridică-te repede. Deci, împărate, să-i lăsăm să mai încerce încă o dată. Eu am să-i aștept. Precum odată și Ilie i-a lăsat pe preoții rușinii. Să vedem, Pantaleimon, ce poate să facă Hristos al tău. Doamne, după psalmistul tău, zeii sunt făuriți de oameni care în spatele lor ascund demonii, dar nu pot să vadă aceasta. Ascultă rugăciunea mea și ajută să se ridice acest paralizat. Poate așa și oamenii vor putea să ridice din suflete chemarea credinței care îi înconjoară. În numele lui Iisus Hristos, ridică-te și mergi. M-am făcut bine, m-am vindecat. Trăiască Hristosul lui Pantaleimon. E niște tăceți. Dacă Pantaleimon trăiește, doctorii sunt în pericol. Credința noastră se va pierde. Împărate, aveți grijă, sunt în pericol toate. Pantaleimon, dacă te închin la zeii noștri, te voi numi primul dintre doctori și oamenii de știință. Împărate Maximiliane, cred în adevăr și nu voi schimba credința pe darul și onorul. Ai grijă, lasă minunile tale, că vei păți ceea ce a pățit și ceilalți creștini care nu-l ascultă pe împărat. Vă referiți la moarte? Da, la moarte, dar ce moarte? O moarte lentă. Când îți vei schimba crezul, vom mai discuta, Pantaleimon. Soldați, atârnați-l pe un lemn și torturați-l. Și lăsați lumea să vină să-l vadă ca să ia exemplu.
Καμιά αλλαγή στην απόφασή σου. Βρε, στην πάρε εν χωτερήνα τα τίνε ρε δόκτορ. Θεέ μου. Domnul meu, dă-mi puterea ca să se rușineze acest împărat aspru și lumea să creadă în tine. Să descuraja, sunt cu tine până la ultima suflare. Am să te sprijin, să îndur durerile. Pantaleimon? Ce fel de vrăji sunt astea? Nu sunt vrăji. Vrăjitoriile sunt faptele diavolului. Hristos în care cred m-a vindecat. Ce ai zice dacă te-aș pune să te chinuiască și mai tare? Și iarăși Hristos mi-ar da și mai multă putere. Nu ai dreptul să chinui făpturile Domnului. Hristos o să-l dovedească și o să te rușineze. Așa crezi? Asta vom vedea. Încă ziți un cazan cu smoală și aruncați-l înăuntru. Și dacă și de ei scapă, fiindcă văd că este vrăjitor, atunci să-i legați o piatră de gât și să-l aruncați în mare. Ați auzit? Doamne, ascultă rugăciunea mea și scapă-mă. Curaj, Pantaleimon, sunt cu tine. Ah, Pantaleimon, ce ai să pățești? Pantaleimon, nu-mi spune că ești chiar tu. O Hristos m-a salvat. Da, Hristos m-a salvat. Kyrios της thalassas. Domnul mărilor. Așa precum pe Iona. Και αυτό όχι για σας. Și aceasta nu pentru voi.
Αλλά να πιστεύω. Και στο κράτο και στο θεμοντουιάσκα οάμενοι, κασινάιντε. Ce fel de truguri magice sunt acestea? Dacă ai scăpa de rechin, nu vei scăpa de leii mei. Am să te arunc la lei. Dacă nu v-am ascultat înainte, să vă ascult acum, când am văzut atâtea semne și minuni, cine te-a făcut creștin? Spune-mi cine te-a făcut creștin. Eu. Eu l-am făcut creștin pe Pandelimon. Am venit ca să mor, ca să aflați voi și lumea întreagă cum că creștinii consideră o mare cinste să moară pentru Hristos. Asta e imposibil, e imposibil. Pantaleimon? Îl cunoști? Așa cum ați auzit, este gata să moară și va câștiga pentru aceasta. Dumneavoastră nu puteți să înțelegeți, pentru că nu credeți. Luați-l și aruncați-l la lei. Vă veți uimi când veți afla că zeii voștri s-au făcut bucăți. Ce-ai zis? Ia-ți cuvintele înapoi. Ce s-a întâmplat? L-am aruncat pe Pantaleimon leilor și aceștia au stat lângă el, nici măcar nu l-au atins. Și sunt acestea care le aud. Hristosul lui este Dumnezeul cel adevărat. Eu cred și eu cred. Trăiască Hristosul lui Pantaleimon. Încetați. Luați-l pe acest om și torturați-l. Și dacă nu schimbă gândul, tăiați-i capul. Luați-l și pe Pantaleimon și legați-l de o roată și aruncați-l din vârful dealului. Capitane? Capitane? Stai aici cu mine, nu pot să mă liniștesc. L-am torturat pe Ermolao, pe Mermison și pe Ermocrati. Și i-am decapitat, așa cum ați ordonat. Foarte bine. Slăvește-i pe zeii părinților noștri. Zeii s-au dărâmat. S-au dărâmat? De ce? Din cauza cutremurului cel mare. E imposibil. Să facă repede zeii noi și mai mari. Să fie așa cum ordonați. Pot să vă spun ceva neplăcut? Nu, nu mai vreau să aud neplăcute. Nu pot să mă liniștesc, nu pot să dorm. Foarte bine, am să vă las să vă odihniți. Nu-mi spune că nu a putut să fie omorât din nou Pantaleimon. Da, din păcate, în ultimul moment o putere a tăiat frânghia și roata a omorât mulți oameni de-ai noștri, puși să-l tortureze pe Pantaleimon. Mulți oameni au mărturisit că Dumnezeul cel adevărat este Dumnezeul lui Pantaleimon. Și noi ne-am rușinat. Nu, nu! Să mi-l aduci acum, imediat în față.
γιατρέ. Τίνερε, δόκτωρ. Άφλα κα Ερμόλαος και ceilalți s-au închinat la zeii noștri și acum sunt bine. Da? Și unde se află acum? I-am trimis în alt oraș cu o misiune. Ceea ce îmi spune mi este cunoscut. Sfântul Duh i-a chemat. Se află în orașul cerurilor, unde Hristosul să-i scape de dureri și lacrimi. Și unde în curând îi voi urma și eu. Deci mă faci mincinos? Asta a spus-o dumneavoastră. Biciuiți-l. Luați-l și biciuiți-l. Nu vă urăsc că mă torturați. Vă plâng. Pentru că lumea crede deja. Are ca dovit minunile. De când dumneavoastră vă pierdeți în minciunile și răutățile dumneavoastră. În diavolitățile pe care Hristos le doboară și le va doborâ. Câte cuvinte a spus, de 10 ori mai mult să-l biciuiți. Luați-l! Ai să-ți schimbi crezul? Sunt fericit să sufăr pentru dragostea lui Hristos. Ați auzit ce a spus? Ești fericit? Opriți-vă să-l biciuiți și tăiați-i capul. Ca să ne liniștim o dată pentru totdeauna. Aceasta este rușine pentru un împărat. Dușmanii mei care au luptat împotriva mea întotdeauna au dat greș. Doamne, îți mulțumesc pentru că mi-ai ascultat ruga și ai doborât pe dușmanii mei și ai slăvit numele tău sfânt. Doi vete. Ați văzut? Minunea aceasta s-a făcut pentru voi. Credeți. Credeți în Hristos ca să vă mântuiți. Doamne Iisuse Hristoase, iartă greșelile oamenilor acestora. Rugăciunea ta a fost auzită, pentru că i-ai iertat pe dușmanii tăi. De astăzi numele tău se va schimba. Te vei numi Pantelimon, fiindcă îi ierți pe toți prietenii și dușmanii. Ați auzit? Curaj! Dumnezeu îl salvează pe cel care i-o cere. Și acum să faceți ceea ce a ordonat împăratul vostru. Executați-mă. Eu nu, nici eu. Eu am să o fac.